Trebuie să facem o întâlnire pentru că tot ce se întâmplă în viața noastră acum e parcă mult mai mult decât s-a întâmplat în anii din urmă, în timpul din urmă. Apoi, parcă suntem hipnotizați de televizor, de știri. Tot așteptăm să ne mai spună cineva ceva bine. Că eu sunt convinsă că de-aia dai drumul la televizor, ca să afli un lucru mai bun. Și când colo, afli tot nebun. Eu vă rog să aprobați ceea ce vă spun acum, că am venit aici să ne distrăm și am venit să râdem. Și dacă va îndrăzni cineva să nu râdă, să-l doară burta, înseamnă că a venit degeaba. Deci fiecare trebuie să aveți câte o glumă undeva, să o scoateți de undeva. Și până la sfârșitul întâlnirii să vă faceți colectivul. Din păcate, eu asta, nu din păcate, asta n-am spus, că trebuie să aveți gluma la dumneavoastră până la urmă. Așa, și până la sfârșitul întâlnirii noastre, toată lumea trebuie să fie suficient de bine dispusă încât să se ducă acasă și să nu deschidă televizorul și orice i-ar spune cineva de acasă, să nu se supere. Pur și simplu. Să fie bucuros. Amin. Am să încep eu cu o glumă pe care am primit-o zilele astea. Haide încoace. Nu știu dacă știți, eu nu știam până acum, ce înseamnă cuvântul nevastă. Știți? Nu? Domnul Marcel, am pe ce scrie măcar? Pe frunte. Acolo. Acolo? Na, bravo. Aveam tablă acolo, dar nu merge. Ne va sta în calea fericirii, zic bărbații. Nevasta. Mi s-a părut foarte interesant. Cum au găsit soluția asta la nefericire pe care să zicem lor aveam. Al meu acum e plecat la distracție, așa că e fericit. N-are nevastă. Nu-i stă nimeni în cale. Da. Ce cu depresia asta și ce este? Oleo, păi o să stați cu tot timpul după mine, că eu nu stau în timp, că să mă plimb. Microfonul nu funcționează, nu supărați. Cum? Microfonul nu funcționează. Nu auziți așa bine, nu? Trebuie să iau microfonul cu mine. Trebuie să și înregistrăm, de ce? Acum mai bine. E o stare psihică grea. Cuvântul spune foarte mult. Mi-mi place să mă joc cu cuvintele. Cuvântul spune foarte mult. Depresie. Deci, fără presiune. Omul este epuizat. Depresurizat. Epuizat. Pe nimeni nu-i interesează chestia asta. Dar el nu mai poate. Nu poate dormi. Și este insomnic. Are nevroză. Nu poate mânca.
și nu-i place mâncarea sau eu știu ce altă problemă are. Nu poate vorbi, nu mai poate relaționa. Pentru că nu mai are cu cine. Cei din jurul lui nu-l înțeleg. Și nu-l înțeleg pentru că el a depășit pragul de înțelegere, ci pentru că nu-i nimeni dispus să înțeleagă suferința. Și poate până la un punct este omenesc. Dom'le, atâta pot să duc. Dar când sunt ai tăi casnici, când sunt ale tale rude, când sunt ale tale bune cunoștințe care, cu care înainte ai petrecut, toți trebuie să fie altfel. Am uitat să fim altfel. Am uitat să fim altfel. Este foarte trist. Copiii plecați mai încolo sau mai dincolo. Anii trec. Copiii fac depresie acolo. Părinții fac depresie aici. Nu e o boală ușoară. E o boală grea. Pentru că nici nu pleci, dar nici nu stai. Generator poate să fie un deces. Un deces al unui om drag. Și nu te poți împăca cu starea asta. Generator poate să fie ieșirea dintr-un serviciu, pensionarea, să zicem. Ai fost un om foarte activ și nu mai ești. Dintr-o dată nu mai ești. Dintr-o dată toate drumurile ți s-au tăiat. Până îți găsești din nou drumuri, cei de lângă tine ar trebui să aibă suficientă înțelepciune, să-ți facă drumuri, să te cheme, să te duci, să faci ceva. Noi, în colectivitatea din Constanța, noi nu avem, sau nu știu eu, și atunci îmi cer iertare, noi nu avem nici grupuri de suport. Nu avem nici grupuri de, pe vârstă care să aibă un program distractiv. Cu vreo 30 de ani în urmă, eu știu că aici pensionarii, de exemplu, aveau zi de dans. Era la hotelul, la hotel și restaurant Sportul, pe... Zavod. Nu pe cu Zavod, spre... Atunci poate nu zic foarte bine, spre mare. Da? Așa. Deci, se duceau, se întâlneau cei care erau cam de aceeași vârstă și aveau o seară pe săptămână în care folosim un cuvânt care mie nu-mi place deloc cuvântul ăsta, socializau. Se întâlneau, vorbeau între ei, glumeau, râdeau, dansau. Am mai găsit chestia asta acum la Brașov. Există acolo o sală și câte unul care este mai voios așa și mai întreprinzător, dă anunț și între ei își dau anunț și într-o oră, două, sala aia se umple. Parcă e o altă lume la Brașov, să știți. Sunt mult mai activi și mult mai legați. Și mult mai săritori. Deci mai legați, mai săritori. Mă duc de câteva ori pe an la Brașov, unde țin cursuri. E o bucurie. Este o bucurie, efectiv. Adică plec de acolo, nu slăită, după ore și de vorbit, ci încărcată. Da. Deci, au tradiții mai aprofundate, mai... Ori avea, sau pentru că, fiind români într-o zonă în care mai sunt și alte nații,
Probabil că ori au împrumutat, ori au trebuit să-și conserve foarte bine propriile lor valori. Nu știu, n-am intrat în amănunt, dar vă spun că drumul spre Tâmpa este plin așa. Când o vârstă, când alta se întâlnesc, porovăiesc. Adică e ca cum undeva, cum era la noi la țară înainte. Și mai stăteai, mai vorbeai, te mai întâlneai cu ăla, dădeai întâlnire și pe urmă. Mai o gogoașă, mai o cafea, mai... Oamenii vorbesc. Oamenii se întâlnesc. Cea mai grea cauza a depresiei este familia. Familia, soț, soție, copiii zboară, ei rămân și adeseori nu mai au valori comune, au uitat cum a fost la tinerețe, au uitat că mai pot merge de mână, au uitat că mai pot râde. Și asta este foarte trist. Pentru că numai ei, după 40 de ani, dar chiar mai repede, după 35, nu mai ai resurse emoționale suficiente ca să te ridici ușor. Ba mai mult, dacă unul din ei e mai vesel, glumește, sau pur și simplu, hai să dansăm, noi doi. Celălalt îl apostrofează, ai nebunit și ți-a venit. Eu trebuie să mestec în mâncare. Stai că m-ai trimis să scutur covorul sau să aduc aspiratorul, a avut ce te apucă de dans. Nu știm să ne întindem mâna așa ușor și fără niciun reproș, încât să ne bucurăm. Din bucuria celuilalt să te împărtășești și să o mulțești. Stăm acolo să facem mâncare, să aspirăm, spălăm veceul și ne-am făcut treaba. Ce puțin. Dar nici tinerii nu sunt foarte departe. Nici tinerii s-au învățat să muncească până cad. Sunt chitiți să muncească până cad. Și mă uit la copiii mei. Și mă uit la copiii mei. Nu le ajunge un serviciu. Trebuie să facă trei. Că pot. Pot. Până când poți, mamă? Și pentru ce poți, mamă? Pentru ce poți? Că trece fuga. Și ce o să faci? Și dacă ai două, trei apartamente, ce o să faci? Unde te duci? Uiți de ce ai venit. Uiți de ce ești împreună cu soțul sau cu soția, cu copiii. Avem o treabă și uităm de ea. Și această treabă este să regăsim sufletul nostru și să-L găsim pe Dumnezeu. Să ne înțelegem rostul. Nu avem nicio altă treabă pe pământ. Nicio valoare nu avem să strângem valori materiale de nu știu care dimensiune. Niciuna. Niciuna. Dacă nu ne-am găsit sufletul, dacă în sufletul nostru Dumnezeu nu există și nu știm ce înseamnă Dumnezeu, s-a terminat. Pleci și nu știi unde pleci. Mama mea a plecat la 89 de ani. Da, 89 de ani. 89 și 4-5 luni. Două zile înainte, țărancă. Țărancă de la țară. Două zile înainte s-a culcat, două zile înainte și nu s-a mai sculat. Cumnata mea m-a sunat și mi-a spus, măi, s-a culcat bine, dar nu s-a mai sculat.
Și am fugit repede la țară să vedem ce e cu ea. Și am păzit-o, că ea dorme. Eram la capul ei. Asta s-a întâmplat cu un an jumate în urmă. Eram la capul ei când a deschis ochii după două zile și atât de fericită era și atât de frumoasă era cum parcă n-am văzut-o niciodată. Și mi-a spus, am vorbit cu Dumnezeu. Și eu zic, cum? Am vorbit cu Dumnezeu. Zic, a luat o raznă. Și ce ți-a spus? Că nu o să mă doară nimic. Și cum e Dumnezeu? Frumos! Și mi l-a descris. Cum l-a văzut ea. Și ce ți-a mai spus? Și a ridicat mâna la mine și mi-a spus, și nu mi-a spus ca să-ți mai spun altceva. Și nu mi-a spus ca să-ți mai spun altceva. Restul era pentru ea. Deci se culcase cu două zile înainte, se întinsese pe pat. Nu s-a mai dat jos un an de zile, întreg. Un an, întreg. Chitit. Nu am mai putut. S-a culcat bine mersi, de pe picioare. Și un an de zile nu s-a mai dat jos. N-a durut-o nimic. Toată viața s-a plâns de dureri de articulații, de dureri de oase, de cap, de... Și nu s-a plâns. Nu a durut-o un an de zile nimic. Nu a avut o escară. Ea neputând să se întoarcă de pe o parte pe alta. Cu două zile înainte era validă. Deci a devenit legumă în timpul ăla cât a dormit și un an de zile a fost legumă. Legumă cu ochi vii, frumoși, cu zâmbet minunat, cu somn mult și cu vorbe înțelepte în ea. A fost o lecție extraordinară pentru noi. O lecție extraordinară pentru noi. Și mi-a spus să nu-ți mai spun nimic. Deci ea am vorbit cu Dumnezeu. Deci ea știa, avea o relație cu Dumnezeu. Și avea o relație cu Dumnezeu. Ăsta e scopul. Niciun alt scop. Scopul este să știm cine suntem, de unde venim și mai ales unde ne duce. Pentru că ne vom duce acolo unde ne chitim să ne ducem. Depresiv nu ne ducem bine, nicăieri. Trebuie să ieșim din stare. Ne facem atâtea griji pentru atâtea lucruri mărunte. Și ce e mai important în noi, sufletul nostru, de el n-avem griji. N-avem nimic mai prețios. Pe picioarele astea plimbăm ceva extrem de prețios. Și atât de ușor, încât ele nici nu-l simt, sufletul. Niciodată, și cred că vi s-a întâmplat asta, doi oameni nu se întâlnesc întâmplător. Sigur, trebuie să schimbe ceva. Fiți conștienți de starea asta. De ce m-am întâlnit cu X? Oare ce a trebuit să schimb cu el astăzi? Ce a trebuit să învăț? În primul rând, ce a trebuit să învăț? Și în al doilea rând, ce a trebuit să dau? Am dat? Pentru că, de regulă, când ne întâlnim, începem să ne plângem. Aoleu! Mi se mișcă un dinte, aoleu, ce am! în loc să mă bucur de întâlnire, mă doare o mână, un picior, mi s-a ars mâncarea. În loc să mă bucur de întâlnire,
și în cadrul întâlnirii să fac un schimb energetic extrem de valoros și pentru unul și pentru celălalt, începem să ne plângem. Încercați să nu mai faceți. Pentru că tot ce gândim, tot ce vorbim, înseamnă acțiune în viitor. Așa se va întâmpla. Și atunci încercați să nu mai faceți. Încercați să nu criticați. Să nu sancționați cu vorba. L-ai văzut? Ai văzut-o? A, doi bani nu face. Românește așa, nu? Aoleu, ce prost era îmbrăcat. Aoleu, ce... Doamne, ce de treabă ai tu? Bă, ți-ai terminat toate treburile. Și ți-a rămas doar asta. Și ți-o făcuși. Da, ți-o făcuși bine. Deci, încercați. Trebuie să încercăm să ieșim din starea de criticism, de analiză fără scop nobil, de atenție dirijată pe greșelile celuilalt. Fii atent la tine, dar mai ales la sufletul tău, pentru că până la urmă depresia înseamnă jalea sufletului. Depresia este jalea sufletului, durerea lui. Durerea lui că nu e bine. Durerea lui că nu te mulțumește pe tine soma, adică fizicul tău. Te uiți în oglindă, păi mi-a albit părul, păi mi-au apărut cute, păi sufletul suferă în momentul ăla. Pentru că nu ești mulțumit cu vârsta ta. Nu ești mulțumit cu ceea ce ți se oferă gratis. Dar altceva nici nu are ce să ți se mai ofere. Și sufletul intră în suferință. Nu realizăm chestia asta. Dar sunt femeie și gândiți-vă numai. Dacă ar trebui să încep să umplu după diverse chestii ca să fie mai cum. Că mai frumoasă decât să n-are cum să fie. N-are cum să fie. Ei, dar să fie și mai frumoasă. Adică ce să facă? Să mi se coloreze ochii? Să mi se ducă petele de pe față? Ce să facă? Trebuie să dau ani înapoi. Cum? Nu se poate. E legea firii. Și nu-i stigmatizant, ci te nobilează vârsta. Pentru că ți-aduce pete pe obrază, ceea ce limpezime în creier. Așa ar trebui să fie. Noi l-am avut aici pe domnul Ovidiu Bojor. Și cine a fost, s-a bucurat de întâlnire, a văzut că, domne, era o mână de om, cocoșată și bucurie de om, cu Mencinicovski. I-am avut cu domnul Mencinicovski, care Dumnezeu să vă odihnească că aș pleca dintre noi, care, dacă vă amintiți de el, era foarte vocal pe alimentație. Și era o voce ascultată și de lei care n-asculta. Și domnul Marcel Boroș a zis că n-are friptura bună în restaurant și ne-a dus la un restaurant. Nu mai știu unde ne-a dus. Pe lângă universitate, pe acolo ne-a dus. Așa, la tavernă. Da, la Sârbu. Ați văzut? La Sârbu. Așa, ați văzut? Ia. Așa. Și într-un moment de intimitate, așteptam să-l întreb, domne, că mă durea sufletul. Că el era atât de vocal și era atât de ascultat și nu zicea nimic de Dumnezeu. Și l-am zis, domn profesor, credeți în Dumnezeu? Așa repede, ca să nu mă prindă ceilalți care erau la masă. Și el s-a uitat la mine puțin speriat și a zis, cred. Și de ce nu vorbiți de el? Și mi-a dat atunci o explicație pe care am acceptat-o.
Mi-a spus, doamna doctor, sunt singura voce care mai este ascultată în țară. Dacă aș vorbi și eu, la treptavă și eu cu Dumnezeu, ăștia m-ar da jos imediat. Și n-ar mai avea cine să vorbească de nutriție deloc. Bine, putea să fie și un pic de grandoare profesională, dar avea și de la cine, că era un om foarte instruit, dar am zis că are dreptate. Am acceptat. Că trăiam acele vremuri. Ce m-am bucurat, m-a bucurat foarte mult răspunsul lui, a fost că mi-a spus instantaneu, cred. Deci avea o relație cu Dumnezeu. Dar cu domnul Ovidiu Bojor și el aici a fost o bucurie. Ovidiu Bojor se declara deist. Adică el nu avea nicio problemă cu... Era ateu? Nu era ateu. Mai la masă făceau ei ateism. Că mâncau de toate amestecat și vorbeau la tribună neamestecat. Și eu mă uitam disperată la ei. Mâncau gem cu unt și cu carne. Și cu nu știu ce, și mai luau și cu un de-asta de digestiv la masă. Ați băgat de seamă? Da. Și nu venea să cred. Zic, ia uite de ce fac. Uite cum fac. Uite profesorii mei cum fac. Da, nu trebuie să faci ce face profesorul, când nu, trebuie să faci ce spune profesorul. Depresie. Depresurizare. Cum facem represurizarea? Represurizarea este mult mai grea decât depresurizarea. E mai greu de făcut, nu mai grea. Mai greu de lucrat. Este mai greu de lucrat pentru că tot ce e în amonte, să urci în amonte, zi bine așa, nu? Așa. E mult mai greu decât la vale. La vale te duce valea și la deal te ține valea. Deci e foarte greu. Adriana, vino aici. Este foarte greu. Vino, că ai loc. Aveți loc. Nu știu, dacă mai ești cu cineva, spune să vină că e loc. Ia uite. Deci este foarte greu. Și de la ce pornim? Ca să ne re-energizăm. Pornim de la cauze. Ce a produs dezenergizarea? Relația de familie. Eu m-am bazat pe relația de familie. M-am chitit pe relația de familie acum. Încă nu-i soțul meu aici. Dar nu este mai decât asta. Gândiți-vă că o alimentație devitalizată este la fel de gravă. Gândiți-vă că lipsa de mestecat corect, care înseamnă 40 de ori, 25, 30, ciorba de 25, așa, nici nu te îngrașe, nici nu te obosește, nici nu te îmbolnăvește. Și orice om dolofan, dacă mestecă bine, dă jos. Dolofanii, în general, n-ajung la 10. Pariu face. Îmi dați telefon acasă. Și spuneți, eu mestec până la 25 și toți sunt dolofani. Și eu, atunci, vă dau diploma. Deci, este așa, cum vă zic, că e verificat prin atâta experiență. Și dumneavoastră mi-ați spus asta. Și eu m-am uitat în gură când mestecați. Ce să fac și eu? Cum v-am prins la masă, asta fac. La fiecare așa, coi de soacră. Ia să văd de câte ori de din gură. Plac, 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 s-a dus pe gâtul. Mă, pe ăsta l-a scăpat, să vedem pe ăla îl scapă. Ia, plac, 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 s-a dus pe gâtul. Dar repede se duce. Are vale mare în gâtul. Are o vale mare în gâtul. N-are de alte loc. Da, deci poate să fie pe alimentație devitalizată și nu ducem deloc lipsă de alimentație devitalizată.
mai găsim viu prin aprozare, mai găsim viu aici, mai găsim viu. Aici mai găsim viu pentru că au grijă să mai aducă de la ferme private, unde nu se stropește, nu se aruncă, nu se mai iau. Pe unde mai puteți, mai aduceți câte ceva? Mai aduc fructe din Moldova. Știți că eu îi laud mereu și m-a întrebat cineva, domnul acel știe ce spun acum, m-a întrebat cineva ce acțiune am aici. Că tot îi laud și tot îi tot spun, dar eu știu mai din interior, eu știu că fac lucrurile bine. Și că dacă mănânci o fasole la ei, nu te doare burta. Când dacă o mănânci și acasă, uneori te doare burta, dar la ei nu te doare burta, deși ei nu fac nimic altceva. Dar este extraordinar. Noi am făcut aici odată, spun public, ce am făcut noi cu miere atunci, am voie spun? Am făcut odată un preparat pe rugăciune și cu liturghia pusă. Și vreau să vă spun că mâncarea este altceva. Deci când faceți acasă mâncare, dați drumul la Sfânta Liturghie, nu la televizor. Iese altă mâncare. Ascultați-mă, iese altă mâncare. Digestia va fi alta. Dacă cineva ar analiza-o din punct de vedere energetic, la prima măsurătoare, iese altceva. Dar și chimic iese altceva, că energia nu poate să vină decât dintr-o structură chimică. Este altceva, dați drumul la Sfânta Liturghie. Nu puneți, eu știu, televizorul pe știri și mestecați în mâncare. Nu vă certați când mestecați în mâncare. Când mestecați în mâncare, nu vă gândiți ce mi-a făcut X și Y, lasă că-i fac și eu lui. Nu, spuneți o rugăciune. Vedeți că coliva, puneți în asta virgulă, are un ritual să învârți grâul în sensul acelor de ceasornic, așa trebuie să mestecați și în cratiță, în sensul invers acelor de ceasornic, deci spre stânga, că ăsta e sensul viului, să mesteci grâul și să spui Tatăl nostru la fiecare mestecare. Și atunci, coliva este un medicament. Coliva nu este aliment. La fel este și mâncare. Deci dacă faceți lucrul ăsta, mâncarea este medicament, nu este numai aliment. De ce la stânga? Pentru că e sensul vieții. De ce nu dreapta? Pentru că e sensul morții. În momentul în care bestești spre dreapta, omor mâncare, omor ce-i viu în ea, energia ei moare. Lucruri simple. Nu este ca Adriana. Mă întreba doamna și i-a arătat. Deci, lucruri simple. Lucruri pe care noi, cei care au făcut cursul de nutriție cu mine, le-am învățat. Studenții ar trebui să le știe, studenții de la facultate ar trebui să le știe, că și acolo le-am spus. Nu se spun, să știți, și nici nu se le scriu prin cărți, cine știe pe unde. Nu știu, eu chiar n-am mai găsit. Ai mai găsit pe undeva? Absolut nicăieri. Nu. Deci, lucrurile se vor diluat, să le țineți minte, să știți că le-ați primit în dar, să le duceți în dar. Să le dospiți în dar. Deci pornim de la cauză. Și când cauza este știi tu singur că a fost alimentară, pornești de acolo și îți îmbogățești alimentația. Și nu mai mănânci numai fiert, nu mai mănânci numai din frigider, trăiești mai pe crud, mestești mai bine, îți îmbogățește regimul alimentar. Deci, încerci să schimbi ceva. Încerci să te hrănești cumva altfel. Dacă problema a pornit de la un deces,
Atunci trebuie să înveți acceptarea. Trebuie să înveți sau să știi că dincolo ne vom întâlni. Nu s-a terminat nimic aici. Este doar o etapă. Ne vom întâlni dincolo și vom lua lucrurile de unde le-am lăsat. Mai bune sau mai puțin bune. Și ca să nu fie așa, să le luăm chiar de unde le-am lăsat, e bine ca aici să ne facem treaba în urma celui care pleacă. Cu dragoste, cu pioșenie. Știind că ne vom întâlni. Dacă iese din cauza unui serviciu, și acolo avem o problemă. Ori acceptăm, ori plecăm. Dar nu stăm să ne îmbolnăvim. Dacă accepți, înseamnă că accepți toate condițiile care ți se pun. Sau dacă nu poți accepta toate condițiile, încerci să schimbi ceva. Dacă poți, bine. Dacă vezi că nu poți, nu sta că te îmbolnăvești. Și unde să mă duc? Și unde să mă duc? Te duci acasă. Și ce o să fac acasă? O să mănânci cu o gură, o să mesești mai bine, o să te gândești mai mult și o să găsești ce trebuie. O să te rogi și o să găsești ce trebuie. Vedeți că pe Dumnezeu nu punem deloc în ecuație. Noi nu punem deloc în ecuație pentru că nu avem o legătură constantă, sfoară, zdravănă cu El. Și atunci nici lucrurile nu ni se împlinesc chiar bine. Când zici, Doamne, dar ce-am făcut? Păi, Dumnezeu, ce, ești surd, ce-am făcut, nu mă vezi? Păi, nu te cunoaște. Păi, nu te cunoaște. Că până acum ai strigat la El când? Doar când ai nevoie. Dar când ți-a fost bine, ai uitat să mulțumești. Și nu te cunoaște. Pur și simplu, e ocupat. Deci, încercați să aveți o relație bună cu Dumnezeu, permanentă. O relație permanentă. Sunt grupuri de rugăciune în Constanța și eu știu cel puțin două. Faceți parte din grupurile de rugăciune, că unde sunt mai mulți, puterea e mai mare. Strângeți rândurile. România trebuie să trăiască. Nu putem să o lăsăm așa, de izbeliște. Și rugându-ne singuri așa, pe aici, pe acolo, nu facem prea mult. Facem, dar nu prea mult. Când suntem mai mulți, facem funii până la cer. Un alt factor cauzator ar putea să fie apa. Apa slabă, apa care nu este suficient de mineralizată. Depresia înseamnă carență mare de magneziu. Și nu avem habar că o avem. Nu avem habar de unde o avem. Nu avem habar dacă și cei din jurul nostru o au. Și ce să facem? Să mergem la doctor să ne măsoare. La unul iese, la altul nu iese, nu faci decât să te bagi în ceață. Sunt niște semne ale carenței de magneziu. Și anume fasciculațiile, fibrilațiile musculare pe care le simțiți în picioare. Mai puțin în brațe, mai ales în picioare. Și mai ales seara, când vă culcați, când vă așezați să vă odihniți, începe tremurul, fulgurația. Când în stângă, când în dreapta, când mai sus, când mai jos. Asta e carența de magneziu. Dar sigur nu numai de magneziu, e majoră de magneziu. Atunci ce trebuie să facem? Primul rând să ne facem un inventar a ceea ce mâncăm, a calității apei pe care o bem și dacă avem un dubiu că ceva nu e bine, trebuie să și vorbim cu cineva, să zicem, care ar avea un pic de pricepere aici și să începem schimbarea. Este foarte important. Pentru că neavând minerale suficiente, este imposibil ca inima să meargă bine. Este imposibil ca mușchii să meargă bine.
Deci, nu se poate, este imposibil creierul care, mă rog, are și el mușchii lui, așa, să meargă bine. Are mușchii lui de acțiune. Nu? Că acționează pe mușchi. Din cap vine impulsul și uite așa se duce mâna. Nu se duce? Se duce. Unde trebuie. Că aia știm sigur unde trebuie. Da. Deci poate să fie apa, poate să fie mâncarea, poate să fie relația, dar mai poate să fie oboseala. Dumnezeu să-L odihnească pe Ceaușescu, că mare respect și drag îi port, și fără glumă, pentru că avea o chestie foarte clară, cel puțin o chestie care nu îmi place și mi-ar plăcea să fie așa acum, și anume concediu de odihnă. Auziți? Auziți ce concediu e ăsta? Auziți? Oameni buni, e de odihnă. E de odihnă. Oamenii în tinerețea mea plecau la băi. Plecau la munte. Ei de la munte veneau la mare. Veneau la odihnă 2 săptămâni. Era concediu de odihnă. Veneau refăcuți. Oamenii acum aleargă în toată lumea. Unde ai fost? În Franța. Și ce ai văzut? Ai multe. Unde ai fost? În Italia. Și pe acolo, și pe dincolo. Am fost la copii. Unde? În Norvegia. Și ce ai făcut? Ei, le-am făcut mâncare, le-am spălat. Ai fost în concediu. De odihnă. Și vin apoi la muncă. Nu, dragii mei. Concediu de odihnă e concediu de odihnă. Ești tu cu tine, cel mult cu partenerul, partenera ta, cel mult, dacă vă înțelegeți, dacă nu lăsați acasă unul din ei, ori pe unul, ori pe altul, și vă duceți și vă refaceți forțele, vă duceți și vă plimbați la munte dacă sunteți la mare. Noi, că suntem la mare, mergem la munte. Ei de la munte vin la mare, este un schimb de populație, pur și simplu. Nu plecați cu copiii după dumneavoastră. Nu. Copiii trebuie să rămână acasă. Cu cine? Cu bunicii. De ce? Pentru că iubiți și iubesc și ei. Iubiți pe bunici și sunt bucuroși să-i țină. Ei, uneori nu prea. Dar faceți în așa fel încât să fie și bucuroși să-i țină. Deci este foarte important. Deci facem concediu de odihnă. Nu uitați. Mulți sunteți tineri aici. Ridicați mâna care ați făcut concediu de odihnă în anul ăsta care se sfârșește acuș. Ia uite ce de mâini. Ia uite-te. 4 mâini ridicate. 4 mâini ridicate. A fost 5 și am greșit eu? Nu, au fost 4. 2, 3, 4. 4 mâini ridicate. Ce ați făcut restul? Pensionari. Și pensionarii trebuie să plece de acasă. Și ei au concediu de odihnă. Este un alt fel de concediu, un alt fel de odihnă. Deci, trebuie plecat de acasă. Eu anul ăsta n-am plecat de acasă și trebuie să plec. Și aștept să mă coc un pic, că am fost cam micoaptă și o să plec. În fiecare zi mă gândesc că o să plec. Și aveți grijă că unde vii gândul, acolo să vă fie drumul. Da? Să vă gândiți foarte bine la ce vreți și în fiecare zi să vă gândiți cu rugăciune la Domnul că se împlinește gândul. Și eu o să vă iau pe toți cu mine în suflet. Că mă duc departe. Dar nu atât de departe. Paci. Paci să ne întâlnim cu El. Cu cel de sus. Mergeți în excursii organizate. Mergeți în excursii organizate. Nu vă înhămați să vă organizați singur excursiile. Dacă sunt tineri, da. Dar dacă nu sunt tineri, alte noi așa, lasă pe alții să își bată capul cu cazarea, cu drumul, cu mașina, cu șoferul, cu... Așa. Și mergeți, nu stați. Nu stați acasă.
Schimbați-vă, schimbați-vă locul. Dacă vă obișnuiți un an, doi să nu mergeți în concediu, va fi foarte greu ca al treilea să mergeți. Nu vă vine să plecați. Pentru că cine o să gătească la copii? Pentru că cine o să facă treaba? Pentru că cine o să facă cealaltă treabă? Mai avem o situație, deci trebuie să schimbăm și aici, să ne odihnim. Mai avem o situație care ne depresurizează foarte tare, vecinătățile. Vecinătățile, îmi crezi că e al meu, că așa sunt și al meu. Vecinătățile pe care nu putem să le schimbăm după voia noastră, după pofta noastră, după dorința noastră. Nu avem cum. Și atunci ce facem? Stăm în război cu ei? Nu. Trebuie să găsim partea bună în vecin. Ce să mă fac eu cu ăla, că nu mă înțeleg deloc. L-am salutat de două ori în 10 ani de când e aici. Dacă aud ușa cât deschide, eu nu ies. Păi, dacă tu așa faci, așa primești. Trebuie să vă asumați niște riscuri. Și am să vă spun ce am făcut eu la un moment dat. Stăteam într-un bloc, spre gară, pe 1 mai, cu 10 etaje, cred că. Și pentru că nu se înțelegeau între ei, dar noi n-am știut chestia asta, mai era un preot pe scară, la parter, și noi sus. Și pentru că nu se înțelegeau între ei, l-au pus pe soțul meu, ziceți, administrator de scară, nu știu, responsabil de scară. Și eu încercând să împac scara asta, care nu se mai împăca nici cum se împăca între ei, în ziua de Crăciun le-am pus câte o felicitare, m-am gândit eu. Și ce credeți că am scris pe ea? Să vă dea Dumnezeu un an, Crăciun fericit, și să vă dea Dumnezeu un an ca sufletul dumneavoastră. A doua zi nu m-a salutat nimeni. A doua zi nu mai m-a salutat nimeni. A treia zi nu mai m-a salutat nimeni. Treceau pe lângă mine. Nu înțelegeam ce-am făcut. Până când mi-a picat fisa. Mi-a picat ca în mașină, ca în tolomat. Zic, ia uite ce-am făcut. Le-am spus că să le fie, vă spun, pe cuvânt de onoare. Mi s-a întâmplat acest lucru, dorindu-le să le fie anul ca inima lor, nu mai m-a salutat nimeni. Măcar erau conștienți. Da, erau conștienți. Da, ia, vedeți, eu nu m-am gândit atunci, însă după ce am realizat, mi-am asumat. Mi-am asumat și am mers în continuare, dar trebuie să-i fi spus asta, nu? Nu ți-am spus asta, a rămas ceva ce nu ți-am spus. După ce cumpărasem eu toate felicitările pentru fiecare familie de păscare, era o cheltuială așa aia. Așa le-am scris la fiecare, dar le-am scris la toți la fel. La fiecare, dar la toți la fel. Și, deci au realizat cât de buni sunt. Au realizat că nu își doresc un an ca sufletul lor. Vă dați seama? Vă dați seama? Deci dacă am fi atenți la noi, ar fi foarte bine. Deci dacă cineva spune să fie ca sufletul tău și tu realizezi că în momentul ăla nu ești deloc în regulă, zici, Doamne, ferească, dar zici acolo în gândul tău și te schimbi. Că nu poți să-l ceri spăla, pentru că ăla îți dorește binele. Și cel mai valoros în tine decât sufletul. Nimic n-ai mai valoros. Dar și ăla tu știi, mintea ta știe, că nu e în regulă. Că e în depresie, săracul. Sufletelul e în depresie. L-ai nemulțumit. Apoi avem grijă, deci, odihnă, relații, mâncare, apă și propriile noastre gânduri.
Împacă-te cu tine, omule, înainte de a te împăca cu altul. Caută-ți pacea în sufletul tău. Fă pact cu cei de lângă tine, pactul păcii. Dar mintea ta și în comportamentul tău, nu una spune, păi așa mi-ai făcut și tu. Păi ce, tu ai făcut altfel? Adică ochi pe ochi, nu? Și dinte pe dinte. Salve ce lucra stomatologi. Dar cu ochii e mai greu. Deci sunt câteva dintre cauzele depresiei. Depresia e boala sufletului. Este jalea sufletului, să știți. Depresia este jalea sufletului. Pe care nu o băgăm în seamă la timpul potrivit și când picăm, toată lumea e nefericită în jurul nostru, iar noi nu suntem în stare să ne ridicăm. Depresia poate să meargă atât de adânc încât consumul energetic să fi fost atât de mare înainte, încât să ajungi într-un hău în care nu te poți mișca, nu poți vorbi, deși mintea încă îți mai merge, dar nu mai ai putere. S-a terminat cu puterea. Ți s-a luat puterea. Ai folosit prea multă putere. Te-ai învârtoșat să faci prea multe. Te-ai consumat prea mult în relație cu, mai ales cu ceilalți. Căci dacă te-ai consumat la fel în relație cu Dumnezeu, ai crește, ai dospi, te-ai întări. Dar nu o faci cu Dumnezeu, o faci cu ceilalți, o faci pe lateral, o faci pe orizontală, nu o faci pe verticală. Deci restabilirea înseamnă conștientizarea și acțiunea pe rezolvarea problemelor pe care le conștientizezi că nu sunt în regulă. Nu lăsa astăzi, e o vorbă sfântă, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Realizezi că ai făcut ceva sau că faci ceva ce nu trebuie, nu sta. Cel mai mare dușman al nostru suntem noi, știți? Cred că chestia asta, da? Cel mai mare dușman al tău ești tu. Pentru că tu singur îți cunoști sau ar trebui să-ți cunoști sufletul. Tu singur ar trebui să lucrezi pe sufletul tău. Și într-un final, deci mâncare, apă, vedeți că ne-am pus puțin la băutură. Așa, mâncare, apă, relații, sinele tău și totuși parcă mai e ceva. Ce mai fi? Lipsa de Dumnezeu. Lipsa? Lipsa de Dumnezeu. Lipsa de Dumnezeu, asta am vorbit, da? Lipsa de Dumnezeu, deci trebuie să-L cauți. Cum? Lipsa de socializare. Socializare, da? Deci, toate astea trebuiesc rezolvate. Nu trebuie să mergi la medic pentru asta. Nu trebuie cineva să spună diagnosticul pentru asta. Tu trebuie să conștientizezi foarte bine problema ta și trebuie să încerci să o rezolvi. Dacă nu poți, singur, poate cineva din familie care te poate sprijini. Dacă nu este nici acolo, cineva din neam care te poate sprijini. Dacă nici acolo, atunci e bine să-ți cauți un medic. Poți să-ți cauți de la început dacă găsești un medic care să înțeleagă situația și să nu o transforme într-o boală care te poate, care nu există și care te poate îmbolnăvi. Un medic la care se duci pe aia din neam care... Da. Și sunt o groază de tehnici. Nu vă trimit nici la psiholog, nici la psihiatru. În timp, v-am spus, în primul rând trebuie să avem psihologi și psihiatri mâna sus. Ah, da, drăguț. Da. Eu zic întâi să vindece ei, mă iertați. Sunteți vindecați, de aia sunteți aici. Dar eu zic întâi să se vindece ei.
La cursurile mele de nutriție am fost pe fiecare dată psihologi și chiar și psihiatri. Și am discutat cu ei la taină așa. Și sunt săraci și ei sunt derutați. Că nu găsesc firul cu care să lucreze, știți? Sufletul e ceva extraordinar. Și nu găsesc. Și știți de ce nu găsesc? Pentru că, ca și medicii, de-aia nu vindecă toți, că nu pot. Încă nu lucrează cu Dumnezeu. Cel care lucrează cu Dumnezeu găsește imediat poteca. Cel care nu îl are și nu știe cum să-l aibă, și mai ales care la lungă, hai, lasă-mă pe mine cu școală. Ce îmi trebuie mie profese, prostia asta, vii cu chestii de-astea la mine. E, atunci lucrurile nu sunt chiar în regulă. Deci când îl ai pe Dumnezeu, sufletul tău vibrează altfel și vibrează altfel la sufletul lui. Și atunci când două suflete ajung să vibreze într-un fel anume, la unison, atunci se înțelege, pacientul înțelege. Medicul și medicul și înțelege, în primul rând medicul și înțelege pacientul și pacientul înțelege ce vrea medicul de la el să facă, pentru binele lui. Foarte important. Nu lipsiți de la Sfânta Liturghie. N-avem habar ce se întâmplă acolo. N-avem habar. Că dacă am avea habar, Doamne, l-am văzut pe înaltul Teodosie acum câteva zile spunând și eu, da, l-am văzut și altă dată, dar acum era înfloritor, era luminos, era extraordinar. Și spunea, de când fac liturghia zilnic, eu mă hrănesc liturghia. Nu mai îmi trebuie mâncare, dacă mai văzut cineva mesajul ăsta. Nu mai îmi trebuie mâncare, nu mai îmi trebuie somn, nu sunt obosit. Și asta n-am spus-o, dar cred că parte dintre dumneavoastră o știți, că el este loc în față, dacă vreți să veniți aici, că el are o memorie de elefant. Adică îi spui numărul de telefon în trecere și el pe urmă te sună. Adică e ceva de... Așa. Îl iubesc foarte tare. Este... Nu întâmplător, părintele Arsenie Papacioc, când s-a întâlnit, la prima întâlnire, știți ce a spus, nu? I-a spus, bine ai venit, te așteaptă Dobrogea de 2000 de ani. Mi se ridică și acum cartea. Probabil că nu ar fi cuvintele chiar astea, dar pe acolo sunt. Deci Dobrogea te așteaptă de 2000 de ani, așa cred că a zis. Dobrogea te așteaptă de 2000 de ani. Vă dați seama? Și a avut dreptate. Mă bat puțin și pentru că nu e aici de față, am să vă spun o mică întâmplare pe care, poate chiar două, pe care le-am avut cu Natu Teodosie. Nu-l prinde niciodată depresia pe omul ăsta, n-are cum să-l prindă. Eram la Crucea și toată lumea l-aștepta ca să sfințească apă. Și era cald, foarte cald. Și Natu nu mai venea. Și au apărut oamenii lui și Natu nu mai venea. Și am stat și am stat și am stat. Și eu a trebuit să plec. Trebuia să plec. Și când am plecat, în via de... Știți că sunt niște vii pe acolo. Înaltul Teodosie era cu mâinile ridicate, se ruga pentru ploaie. S-a terminat slujba și a plouat. Deci, lumea l-aștepta și nu știa ce e cu el. Cei care l-a dus să se reștia că trebuie să întoarcă după un timp să-l ia, că aveau ei mesajul lor, nu știu. Eu a trebuit să plec și am văzut pe Natu cu mâinile ridicate în vie, în genunchi. Și am mai fost, nu-mi amintesc exact acum unde am fost cu dânsul. S-a întâmplat să fim acolo împreună și a început o rugăciune. Și s-a așezat în genunchi. Noi din biserică, hai câte unul, câte unul, că poate nu s-o ridica până când să mă așez și eu. Ceva de genul ăsta, știți?
Și Natu a stat 50 de minute în genunchi. 50 de minute în genunchi, pe ceas. Când m-au durut genunchi și m-au tot uitat. El avea exercițiu, eu nu. Deci, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne întoarcem cu toată puterea. Noi suntem un popor special. România este o țară specială. Dar nu avem loc. Dar avem. Ne face Dumnezeu să ne rugăm. Așa ne ține Dumnezeu în rugăciune, eu așa cred. De-aia mi se întâmplă ce mi se întâmplă, pentru că noi nu ne mai rugăm să ne mulțumim. Nu ne mulțumim pentru ce avem și atunci ne mai dă câte un șut, ca să putem să fim din nou treji. Repet, aveți-vă grijă în sensul cel mai frumos al cuvântului, adică fiți în atenție bună, blândă, bucuroasă, să vă descoperiți. Să vedeți când spuneți câte sunt, se întâmplă, noi spunem un cuvânt răsnit, aiurea. Și Doamne, dar cum am spus asta eu? Ești tu. Și ăla ești tu. Și ăla ești tu. Nu trebuie să te superi. Ai spus o trăsnaie. Spune ce trebuie ca să se anuleze și asta e. Mergi mai departe. Ne-a lăsat Dumnezeu gura să vorbim, dar ne-a lăsat-o să vorbim mai ales cu El. Și noi flecărim prea mult. Și vrem ca celălalt să și înțeleagă ceea ce flecărim noi. De unde? Că noi le spunem pe ale noastre, din capul nostru și din mintea noastră și din emoția noastră și care nu sunt totdeauna în rezonanță cu celălalt. Trebuie să schimbăm mâncarea. Și acum am să spun câteva chestii, să vă verificați fiecare. Deci, în momentul în care suntem obosiți, trebuie să, și ca să n-ajungem să fim obosiți, mai ales, trebuie să facem ceva. Și anume, să mâncăm măcar zilnic câte o porțioară, dacă nu chiar o porție, de semințe. Diverse semințe. Cât zicem noi că sunt pe piață nenorociri și nu știu ce, știți că semințele de floarea soarelui încolțesc și dau lăstarinile? Știați? Nu. Vă spun eu. Deci cumpărați-vă semințe de floarea soarelui care sunt foarte bogate în nutrienți, le spălați, ați vedeți că se duce niște coajă acolo după ele și lăsați-le ude așa pe masă. Eventual puneți un șervețel sau un tifon peste ele. Și în două zile o să vedeți că încolțesc. Și dacă mi-a lăsat 3-4 zile, o să vedeți că dau lăstari așa mari. Chiar cu frunzulițe. Sunt o minune a lui Dumnezeu pentru sănătate. O minune sunt. Și sunt ieftine, nu sunt scumpe. Vedeți, m-am băgat la floarea soarelui. Nu m-am băgat la migdale, la caju, foarte bune. Nici nu cresc pe la noi ăștia. Dar sunt și foarte, sunt bune. Însă mâncăm Mâncăm cea nostru. Semințele de floarea soarelui, spate-le, puneți-le în salată, mâncați-le ca atare. Puneți un pic de ulei peste ele, un pic, o linguriță de ulei peste ele. Și un pic de sare și cu o felie de pâine v-ați făcut o masă. O masă v-ați făcut. Deci schimbați-vă ceva în propriu, mestecați bine. Deci, de câte ori? 40 de ori, nu uităm. 40 de zile de pomană, 40 de zile de gură de mestecat. Faceți pace cu cei din jur, din jurul imediat și din jurul mai îndepărtat. Țineți legătura cu lumea care vă e dragă. Evitați, fără să îndepărtați, dar evitați pe cei care vă stresează.
Dar fără să faceți din asta o frondă, o bravadă, o declarație. Nu. Fiți blânzi. Eventual faceți-le chiar bine. Ca să le schimbați starea. Că nu știți ce e în sufletul omului. Vedeți ce frumos spune românul? Nu știți ce e în sufletul meu. Acolo este locul în care se strânge, în care se depozitează, în care se macerează și în care germinează binele sau răul. Cum mai facem să ne revenim? Păi facem ce ouă ăla, da? Facem ce ouă, și dacă avem serviciu și dacă noi, facem concediu de odihnă și chiar îl facem. Și chiar îl facem. Propuneți-vă, luați-vă bilete de la începutul anului, măzgăliți pe calendar, vorbiți de el, vorbiți de ce. Nu stați. Concediu de odihnă este de odihnă, nu de alergare prin Europa sau prin lume. Aia e altceva. Concediu de odihnă este un concediu de refacere. Dormiți, vegetați, schimbați mâncarea, schimbați aerul, schimbați apa în altă parte. Unde? Dacă ești la mare, te duci la munte, dacă ești la munte, vii la mare, dacă ești la deal, te duci când într-o parte, când într-alta. Schimbați locul. La mare avem aeroion pozitivi, la munte negativi. Plămânul și inima funcționează altfel, sângele se încarcă altfel la munte și altfel la mare. La mare ești obosit, la munte ești. Plutești. Te înviorezi. Muntele te înviorează, marea te îngreunează. Și atunci suntem într-o stare bună. Dacă ne-a lovit depresia, ci depresia, dacă ne-a lovit starea asta în care nu mai ai putere, rămâi pe loc. Gândește-te ce trebuie să faci și schimbă mediul. Obligatoriu schimbă mediul. Pleacă 3 săptămâni de acasă, pleacă la munte sau la mare. Depinde de unde ești. Dacă ești, repet, de la munte, vii la mare, dacă ești invers. Deși la munte se reface cel mai bine nivelul energetic al omului. Și du-te și stai 2 săptămâni undeva, 3 săptămâni e cel mai bine. Știți că concediile pe vremea lui Ceaușescu erau 3 săptămâni, vă amintiți? 3 săptămâni erau, nu erau 2. Merge și stați 3 săptămâni de păi ce se întâmplă acasă? Păi nu mă interesează ce se întâmplă, ce o să se întâmple. Uite, se rupe, Doamne ferește, furtunul la baie, cum s-a rupt la mine zile trecute. Ferească Dumnezeu. Da. Și ne refacem. Și ne refacem. În biserică este un moment extraordinar în care se spune să ne iubim unii pe alții. Ce am putea noi face în biserică? Știți ce fac preoții în altar? Se îmbrățișează. Și noi ce ar trebui să facem în biserică? Dacă ne-am îmbrățișat, se face imediat zarvă, pentru că imediat vine o altă ceva, să spune altceva și noi trebuie să fim în poziție de... Dar putem să facem lanț, să dăm mâna. Știi ce se întâmplă? Dacă toată biserica și-ar da mâna, singur să vă gândiți. Iar eu la fiecare la ureche o să vă spun. Este fantastic ce se întâmplă. Am văzut lucrul ăsta la Cluj, în catedrală. Deci dați-vă mâna să ne iubim unii pe alții, ca într-un glas să mărturisim. Ce frumos! Ce frumos! Sigur că o să găsești pe cineva care nimic, atâta știe. El n-a fost aici, astăzi. Dar cei care au fost, știu. Cred că am cam vorbit de totul, deși să știți că mi-am făcut un... Am vorbit totul cu tot.
totul altfel decât v-aș fi spus. Dar pentru că n-am reușit să pun sticul, atunci probabil că așa ar trebui să fie. Era mai adunată, mai sintetică, mai... Am gândit că e mai bine acolo, așa cum am făcut materialul. Dar că Dumnezeu nu a vrut așa. A vrut așa. Acum, dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Poftim!